Bine ați venit la TV Break, o emisiune scurtă care se pregătește de sărbători. Și cum te pregătești de sărbători cu alte sărbători? Sunt Adrian Barbu și începe TV Break. Noiembrie a fost și este o lună plină de sărbători. Săptămâna trecută a fost și ziua bărbaților, iar toată luna se sărbătorește No Shave November. Este o tradiție apărută încă din 2003, iar la noi în țară are forma de November. În 2013 a fost prima ediție, iar anul acesta a fost cea de-a 8-a ediție. Ca niciodată s-a sărbătorit exclusiv online. Dacă în anii trecuți se strângeau în cluburi și licitau diverse obiecte personale ale unor celebrități cu sau fără barbă, anul acesta s-au făcut donații online pentru a ajuta o străbunică care își crește cei doi strănepoți într-un fel de casă, am putea spune. Ideea a fost a celor de la Asociația Faptelor Bune, iar banii s-au strâns, chiar s-a depășit plafonul pe care și-l propuseseră. Totul pentru ca străbunica să-și poată crește cei doi strănepoți care au fost abandonați. Mai multe aflăm de la doi dintre organizatori. Haideți să-i urmărim! Ziua bărbatului, vedeți, presupune un model masculin, un model din punct de vedere social, un model din punct de vedere familial, un punct de vedere din punct de vedere individual. Adică, explicitându-mă, un comportament, un limbaj frumos, relațiile în general dintre noi, relații bune, frumoase, armonizate. Armonizate cu cine? Cu sexul feminin. Și de-aia vreau să spun că ziua bărbatului e de fapt un alt fel de compliment, poate mai subtil,
sper să fie înțeles, destinat tot femeii sau sexului frumos. Și mă bucur că am această ocazie. Coborând puțin în istoricul, foarte puțin, în istoricul zilei bărbatului, au fost o serie de controverse, lucrurile s-au așezat prin 99 când, în mod curios, Trinidad Tobago a lansat pentru prima oară ziua bărbatului în mod oficial. Pormă am venit spre lumea occidentală, lucrurile s-au așezat și aici și iată că a devenit o zi internațională. Tocmai pentru a sublinia un mod de viață, de conviețuire care noi, pe care noi îl dorim un mod cât mai bun, cât mai frumos, ideal. Au fost câteva lucruri care trebuie menționate și asta în nota de fapte caritabile. Și spun fapte caritabile pentru că nu e un gest fără semnificație, faptul că purtăm barbă sau că o lăsăm pentru o lună, ci pentru noi, pentru grupul nostru, este semnificația că vrem să dăruim. Vedeți, au fost lucruri pe care le-am făcut și pe care urmează să le facem în continuare. Un lucru făcut, înfăptuit, este faptul că am dăruit printr-un asociație Atelier de Fapte Bune, fiecare dintre noi am ajuns la o anumită performanță și performanța este destinată unei străbunici care crește doi nepoți. Despre actele caritabile, știți, apropo de perioada asta prin care trecem, de-aia spuneam fantastică, conotația mea e pozitivă, fiecare dintre noi, înscriindu-se în efectele acestei perioade, duce o cruciadă. Dar dacă detaliem puțin sau despicăm puțin cuvântul, este cruciada. Este a da. Practic, a da, a dărui, înseamnă un lucru pe care mulți dintre noi, și mărturisesc și eu, l-am descoperit cu oarecare, acum, elocință, atunci cu curiozitate. Pentru că satisfacția, fără să fie o precizare ipocrită, satisfacția de a da, când ai ajuns la o anumită împlinire spirituală, materială, este de a vedea în jurul tău persoane pe care le-a vedea, pentru că până atunci nu le vedeam, persoane care au nevoie de ajutor. Când faci gesturi mici pentru ei, pentru tine, poate fi un gest mare. Cam asta a fost finalul meu. Vă salut din nou și toate cele bune!
Fembib este un eveniment caritabil dedicat tuturor bărbaților cu podoabă facială sau cei care doresc doar ca în luna noiembrie să-și lase barba în scop caritabil. Mai bine spus, zic pas la barbershop, iar cu banii strânși în această perioadă să-i doneze către un scop caritabil. În România, acest proiect a ajuns în 2013, să spun așa. Eram într-o vacanță la Londra și diferite persoane pe stradă îmi făceau complimente: ce barbă frumoasă, te pregătești de noiembrie. Și atunci am tras un semnal de alarmă, am intrat pe internet, m-am documentat mai mult și am văzut că este de fapt un întreg fenomen la nivel mondial. Și m-a atras și acest fapt de caritate și am ajuns în București, am început să lucrez la proiect, iar în luna noiembrie 2013 am început și am organizat acest lucru. În general realizam niște materiale ca preview evenimentului, de fotografii, de video, pentru a instiga lumea să vină la evenimentul în sine și de a dona. În general, în toți acești 7-8 ani am donat către copii, alături de toți bărbații din comunitatea noastră, bărbați din diferite domenii, artă, business, IT, artiști, toți am pus mâna de la mână și de-a lungul timpului, cu ajutorul persoanelor care au venit și la eveniment, și am reușit să ajutăm, dacă nu exagerez, sute, chiar poate mii de copii. Acturi de caritate la nivel internațional constă în faptul că toți bărbații nu se aranjează la diferite barbershop-uri, iar banii adunați în aceste 30 de zile în general se duc către scopuri caritabile și către cancerul de prostată, pentru studiile cancerului pentru prostată. Însă noi în România gândurile noastre le-am trimis și ne-am axat către copiii cu dizabilități. Anul acesta, dat fiind această perioadă, am spus pas evenimentului, dar nu am spus pas actului caritabil și am realizat pe online acest eveniment Novembird, iar toate gândurile noastre s-au îndreptat către o străbunică de pe lângă Pitești, ce își crește singură doi strănepoți care au fost abandonați, iar ei stăteau într-o, nu pot să-i spun casă, sub niște cartoane, să spun așa, iar cu ajutorul unei asociații, Asociația Faptelor Bune, a unui membru al comunității noastre, Răzvan Popa, banii s-au strâns în contul asociației, alături de multe alte persoane care au donat în online, și dacă nu mă înșel, s-au adunat cei 75.000 de lei necesari pentru a-i se reconstrui casei străbunicii de la Pitești, o casă de 60 de metri pătrați, și nu ne face decât să fim fericiți pentru acest lucru și că am reușit să facem și acest an acest eveniment caritabil, ce pune accent și pe un stil de viață al bărbaților, să spun așa, bine îmbrăcați, ce respectă un dress code, cei 7 ani de acasă, codul bunelor maniere și nu în ultimul rând acest act caritabil. Până data viitoare, nu uitați că sărbătorile abia încep. Avem Sfântul Andrei, avem 1 decembrie și urmează toate sărbătorile de iarnă. Dar cel mai important pentru noi consumatorii este adevăratul Black Friday, care este mâine. Orice ar fi, nu uitați să vă bucurați de viață. Enjoy! Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba.
La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, donde arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mondio Misión pa' gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.